dragi prieteni. Sunt Stefan Pușcă și vă invit acum să urmăriți o nouă emisiune Formula stării de bine. Astăzi vom vorbi despre tehnici de relaxare pentru eliminarea stresului și obținerea stării de bine și pentru acest lucru mă aflu împreună cu domnul Marius Octavian Ștefan specialist în practica yoga, pentru a lămuri câteva aspecte legate de aceste lucruri. Bun venit, Octavian! Mai exact, bine ai revenit la formula stării de bine! Bine te-am regăsit, Ștefan! Octavian, îți aduce aminte cum te-ai simțit prima dată când ai făcut o relaxare? O relaxare musculară? Păi, uh... Bineînțeles că mă tentează cuvântul bine, dar uh, aș spune că știu într-o măsură mai mare complet, sau eram mai bine, mai mult mai conștient de corpul fizic, cam așa ceva. Și, și măsura în care reușeam să mă gândesc la cât mai puține lucruri, cu atât mă simțeam, cum spunem noi, mai bine. Da. Uh, îmi aduc aminte că am făcut o relaxare, cred că pentru prima dată în jurul lui 1990, dar nu mai știu dacă era înainte sau după, nu, nu reușesc să-mi amintesc. Și mi-a plăcut atât de mult că am avut o, o senzație de plutire. După ce am terminat exercițiul, am făcut pe vremea aceea o relaxare care se chema relaxarea completă din sistemul yoga, Shavasana. În, Shavasana, în, da. în termen de, de specialitate. Îți propun să începem cum am făcut și în ultima vreme. Prin a spune câteva cuvinte despre ce zice știința despre efectele relaxării. Știința afirmă de mult timp că tehnicile de relaxare sunt o modalitate excelentă de a ajuta la gestionarea stresului. Relaxarea, bineînțeles, că nu se referă doar la liniștea sufletească sau la practicarea unui hobby ci este un proces conștient care scade efectele stresului asupra minții și corpului nostru. Studiile științifice spun că tehnicile de relaxare ne pot ajuta să facem față stresului de zi cu zi, stresului legat de diverse probleme de sănătate emoționale sau chiar să reducem durerea cronică fie că stresul ne scapă de sub control sau am reușit deja să-l îmblânzim parțial noi putem beneficia de învățarea tehnicilor de relaxare și aici ar mai fi de remarcat un lucru și anume că învățarea tehnicilor de relaxare de bază este destul de ușoară și că ele pot fi realizate aproape oriunde deci nu-ți trebuie un cadru foarte specializat pentru așa ceva. Chiar am intenția să dau un, un exemplu. Cele mai recente studii științifice vorbesc despre numeroasele beneficii pentru starea de sănătate, ale relaxării, dar vorbesc și de lucruri mai exotice pe care am fost surprins să le aflu căutând în bazele de date științifice și anume despre lucruri cum ar fi repararea ADN-ului. Acesta este un studiu făcut acum 2 ani în Statele Unite și cu niște termeni de specialitate pe care nu aș vrea să-i reproduc aici în emisiune, dar este un studiu foarte atent făcut. După aceea am mai văzut tot așa un studiu recent care compară avantajele tehnicilor de relaxare cu cele ale practicării joggingului. Și aceasta din punct de vedere al diminuării stării de anxietate. Și se pare că relaxarea câștigă la distanță mică de jogging, deși joggingul are efecte foarte bune dar relaxarea se pare că iese un pic deasupra. Sunt studii care mai vorbesc despre beneficiile practicării relaxării pentru persoane cu afecțiuni incurabile, ale plămânilor, spre exemplu, un studiu mai recent, sau pentru alte organe. Vorbesc chiar despre posibilitatea ca relaxarea practicată Consecvent să nelungească durata vieții și înțelegându-se prin asta niște ani în plus de bună calitate trăiți. Efectele relaxării în ameliorarea stărilor anxioase iarăși sunt foarte studiate și rezultatele sunt foarte încurajatoare. Ziceam mai devreme că am să dau un exemplu apropo de cum se poate practica relaxarea, că spuneam că nu este nevoie de un cadru foarte bine organizat. Lucram în urmă cu ceva ani cu un domn care este militar într-o armată NATO, nu este român și uh, om care a lucrat în uh, toate teatrele mari de operațiuni uh, ale armatelor unite și începuse să dea scoruri foarte proaste la starea de stres. Uh, adică făcea pe uh, evaluările lor făcea 3 puncte din 10, deci foarte, foarte puțin. Ajunsese la o toleranță foarte slabă a a stresului și uh, l-am învățat, uh, învățat să practice uh, un procedeu de relaxare despre care poate o să vorbim mai târziu, care este foarte scurt, durează câteva minute. Uh, omul pot să spun că a fost uh, extraordinar de conștiincios și a ajuns ca după 8 luni la următorul test de stres să scoată scorul 9 din 10, unde 10 este bineînțeles cel mai bun uh, scor. Uh, interesant este că îl întrebam, uh, vorbeam cu, cu Dânsul câteodată pe conferințe video, cum facem și noi astăzi, și uh, îl întrebam când are timp să practice acest procedeu. Fiindcă poate că știi, nu știu dacă tu ai prins armata, cred că nu, Parcă nu? Nu. N-ai prins. În armată cam ai ce face, ți se, ți se face programul destul de minuțios. Și omul mi-a răspuns așa, mi-a zis, zice, uite, știi ce se întâmplă în, în armată, la ora actuală, jumate din timp aștepți. Și în timpul în care aștepți, eu am făcut de fiecare dată acest procedeu de relaxare, de mai multe ori pe zi până când l-am învățat și am ajuns să-l stăpânesc foarte bine. Și uite așa a, a scăpat acest, acest domn de problema stresului, care era foarte deranjantă și, și în plan personal și în plan profesional. Acum eu ți-aș propune ție să lămurim împreună câteva aspecte, mai concrete legate de relaxare spre exemplu cum se relaxează un mușchi fiindcă foarte multă lume ar vrea să facă relaxare și în momentul în care le spui relaxează-ți nu știu ce zonă din corp și așa mai departe imediat auzi dar cum se relaxează deci asta ar fi prima întrebare pentru tine Octavian păi așa cum o practicam și noi împreună la sală, printr-o, știu eu, plimbare a atenției prin corp, pentru că atenția duce și energie sau duce și sânge, sângele duce și energie. Exact, atenția poate să creeze vasodilatație, acolo da. se ușurează circulația sângelui, deci primul procedeu, să zicem așa, prin care putem obține relaxare într-o zonă, este mutarea atenției în acea zonă. Dar A. În, înainte să continui, ce Te aș rog. vrea să totuși? Te rog. Ce, ce înțelegem sau ce înțeleg prin relaxare? Așa, așa. Mă refer la o relaxare, dacă aș putea să spun conștientă, Adică, există relaxarea musculară naturală care da. se instalează după un efort, dar fără să comanzi tu relaxare, nu? Corect, atunci când corpul se relaxează pur și simplu. Relaxare fără de care corpul ăsta n-ar funcționa, corect? N-ar putea să stea numai încordat. Sigur, fiindcă am fi un munte de mușchi încordați altfel, și de minte încordată, dacă nu. Da, da, -am da. Am fi relaxați. Noi ne referim aici la o relaxare oarecum adusă conștient în corp prin metodele cunoscute, prin ceea ce putem face. Că ales să mergi, știu eu, la o sesiune de masare a mușchilor sau orice altă formă, adică să facă altcineva pentru tine sau o faci tu, așa cum spuneam mai devreme, mai există și altă metodă de contractarea musculaturii relaxare, contractare, relaxare, contractare, relaxare da. și apoi dăm drumul mușchiului respectiv și oricum va rămâne într-o relaxare. Asta am practicat-o de mai multe ori la sală și nu știu dacă vrei să intru acum în detalii, dar... Da, chiar, chiar te rog, fiindcă ai punctat foarte bine două lucruri și cel cu conștiința că fără conștiență, fără Mutarea conștientă a atenției, nu există relaxare. Și... Da, păi și în a doua muți, muți atenția, pentru că te duci, de exemplu, la gambe, sigur. da? Și încordăm gambele, relaxăm. Încordăm, relaxăm. Eu de patru ori repet, invit pe oricine să încerce, e foarte simplu, și imediat, la finalul celor patru uh, repetări, se va simți altfel. În afară de faptul că îți vei da seama că ai gambe, Îți Sunt aminte că ai gambe, da. Corect. Da. da. Și așa mai departe. Se iau grupele mari de mușchi pe rând, până sus. Chiar am încercat de multe ori și o relaxare a musculaturii capului. Da, și merge, după cum. Merge, merge. După cum știi. Eu... Afeții, afeții, afeții. pus foarte simplu, diferite grup, grupuri de mușchi. Faci o expresie, relaxezi, din nou și tot așa, știi? Da, la, la față este chiar cu, cu rezultate foarte bune și pe, și pe stare emoțională în momentul în care relaxezi da. mușchii feței de, da. de sus în jos. De ce spun asta? Așa, și te nu rog. nu vreau să spun ceva, dar vreau să îmi completez unde vreau să ajung. Deci, te rog. la aceste efecte asupra feței. Așa, Am citit chiar de curând un studiu, de fapt erau niște concluzii. Da. Nu neapărat argumentat de științific, dar destul de multe persoane care au participat și eu zic că era destul de convingător. Doar tonifierea musculaturii feței întinerește fața. Da, uite aici aș face referire la postura leului din practica yoga. Nu, nu am de gând să arăt cum se face, că presupune Asta vreau să... Zic. Să deschizi gura foarte larg, să scoți limba cât poți de mult. Încordat gâtul. Să încordezi gâtul. Exact. A dar să cine... dau se da un search că imediat apar poze. Exact. Cine vrea poate să caute pe internet. Dar aș vrea o scurtă referire foarte, scu... foarte da. mică la, la ce ai spus. completează da, da. Este vorba de micromișcări de încordare. Da, și da, da. microrelaxări, Adică nu, nu este vorba de a încorda mușchii feței sau mușchii care susțin pielea capului la maxim și după aceea să le dai drumul, fiindcă există și în acest sens o tehnică. Dar te las pe tine să, să spui mai departe și după aceea. Nu, nu, nu nimic. Vreau doar, să spun, vreau doar să spun că, uite, eu acum încord de Uite. Da, eu acum relaxez. Exact. Exact. Insezizabil, dar efectul de relaxare, mai ales dacă repeți de 2, 3, 4 ori, este din ce în ce mai, mai bun. Da, eu, eu zic așa, dacă ai face o relaxare din asta pe zi, cum este cazul Corps Pose sau Shavasana, 2, 3, 4 încordă din acesta pe grupele mari și aș, aș punta aici gambele, mai ales. Pentru um, și gastronomieni sunt foarte importanți, nu numai pentru picioare um, Da, chiar ceafa, mușchii cefei, ai da, unorilor, da, fiindcă exact. ei se încordează da. foarte tare la la stres, antebrațele. Bravo, da, da. Deci da. este un comportament ancestral să ne încordăm antebrațele la stres, fiindcă pregătești mâinile să apuce. Ceva. Da. Și atunci te, te încordezi la, în zona antebrațelor. Mușchii, plexul solar, fiindcă plexul solar se încordează când te stresezi, fiindcă organismul închide digestia ca să poți să ai acea reacție de luptă sau fugi. Gambele, așa cum ai spus foarte bine. Și încă ceva, mușchii de la nivelul gambelor, dar din față. Mușchii din dreptul tibiei. Da, dacă încordezi, oricum se, și aceștia se încordează. Exact. Deci ei fac pereche cu antebrațele. Da. Și nu în ultimul rând mușchii tălpilor, fiindcă în momentul în care relaxezi tălpile se relaxează suplimentar și mușchii de la nivelul gambelor și mușchii de la, din fața tibiei. Și rinichii. Da, bine, aici este o poveste da, era o glumă, lungă da, era. cu zona lombară și a rinichilor. Da. Fiindcă medicina tradițională chineză spune că energia rinichilor stă la baza energiei întregului organism și spune că organele apropiate și împrumute energia atunci când n-au. Și e vorba de zona lombară și de zona rinichilor, deci de interiorul corpului. Da, da. În China, în tradiția chineză asta se... Se spunea, deci dacă relaxezi zona lombară, câștigi puțin și la rinichi. De la rinichi se împrumută toate organele cu energie, așa spun ei. Poate o să revenim când. Vorbim da, despre... merită o emisiune pe tema asta, fiindcă subiectul este unul foarte profund și foarte subtil. Și ai interesant. dat. Da, da, corect, așa este, așa este. Ai dat, practic, acum când ai descris zonele, tu ai dat efectiv o practică de relaxare. Pe, pentru privind. zonele care se încordează cel mai tare la, la stres. Da? da. Și la final ai spus despre tărpii foarte importante, și eu am găsit cel mai ușor mod de a încorda tălpile și gambele, plus mușchii din față, cum ai spus tu. Este așa. Cu tălpile lipite pe sol, pe da. pardoseală, mă rog, da. Să încerci să ridici picioarele fără să dezlipești tălpile de pardoseală. Corect. Și merge perfect. Corect, da. Eu spun asta că poate cineva este amator sau se întreabă oare cum să-mi încordez eu talpa. Bine, pot să mai faci cum fac eu la mână, să faci așa cu degetele în jos, cu degetele da. de, de la picioare și asta și după care le dai în sus. Sau pur și simplu să faci așa cu degetele de la picioare. Și, da, antrenează tendoane, corect. Da, treaba asta contribuie la, la relaxarea tălpilor ar mai fi însă și alte metode de a relaxa un mușchi. Sigur. Aș vrea să vorbim un pic despre ele. Dacă vrei tu să începi sau pot să, să spun și eu? Ei, uite, o să spun eu una, după aia spui tu. Okay. De ce am întâlnit? Există diferite uleiuri, o picătură de ulei dacă se aplică, terapeutice, bineînțeles. Da, da. Deci, o, nici măcar o picătură, mai foarte puțin, da? da. Aplicată pe gambă, de exemplu, în punctul specific, într-un punct anume, nu oriunde, relaxează foarte bine tot ce e de la punctul acela în jos, de exemplu. Foarte frumoasă metodă din practica Ayurveda. Exact. Acum contează și ce ulei este, dar aici scris, nu, da, nu mă pricep. Nu, da, nu. A, nu, e, nu e nici domeniul meu, dar am văzut aplicat, am văzut efecte. Tu ai uh, fost și în India, parcă, sau? Uh, mi se vorbim altădată, Vrei să vorbim <gri> altădată, că e mult de vorbit. Ok. O să te pun o dată să povestești pe unde ai fost și pe la ce cursuri, că oricum, e foarte frumos de, de, povestit. De multe țări, pe mai multe continente, oricum. Da, deci cred că, oricum, a, fost că a fost o experiență bună de viață, da. da. Exact. A, așa, altă metodă, deci picătura de ulei. Da, Sau? acum spune tu, te rog, să Hai vedem. să spun eu. Pur și simplu poți să dai comandă mentală mușchiului respectiv să se relaxeze. Deci să îți duci atenția pe mușchi și îi spui în gând relaxează-te. Cum spuneam la început, da? Da, de deci orice, oricât ar părea de ciudat, tehnica asta are, are efect. Da, da, da. Sau poți să mai proiectezi mental senzația de căldură în mușchiul respectiv. Da, știu că am încercat și asta la sală odată și funcționa. Funcționează foarte, foarte bine așa ceva. Da. Pot să mai faci un lucru. Uite, la un moment dat, tot așa lucram, mi-a venit la terapie un domn tânăr, de vârsta ta, cred, în jurul vârstei tale. Care se plângea de o încordare extremă și mi-a spus că a încercat să se relaxeze, a încercat să facă yoga, a încercat tot felul de metode, n-a reușit în, în viața lui să se relaxeze. Și atunci am propus următorul lucru. I-am întins un covoraj de yoga pe jos, curat, și am spus: Uite, ghemuiește-te pe covoraj, pune-te într-o parte, în poziția fetusului, și încordează mușchii cât de tare poți, până când simți că îți pleznesc toți mușchii. A, zice, da. asta pot să fac. S-a <laughs> <laughs> așezat, poziția fetusului s-a încordat, era într-adevăr încordat, deci era un profesionist al încordării acel, da. acel om. S-a înroșit, îi se vedeau vasele de sânge umflate aici la, la tâmple și... Oh. L-am lăsat câteva zeci de secunde și am zis, nu poți mai tare? Ba da, pot, cum să nu? S-a încordat și mai tare. I-am făcut treaba asta de trei ori. După care i-am zis, în clipa asta relaxează-te și întinde-te pe jos. Cu fața în sus. Pot să spun că a fost un efect cum nu am văzut niciodată. Deci s-a relaxat atât de bine, încât i-a fost greu să se ridice de acolo. Da, sunt convins. Un fel de hipnoză. Nu, nu chiar. Dacă omul știa să se încordeze, am zis de ce să nu profite de treaba asta. Da. Fiindcă în momentul când treci într-o într stare extremă, treci foarte ușor în opus. Da, ai dreptate și e foarte, foarte bună metodă, dar te, te las pe tine să explici de ce fetus. De ce altceva. De ce fetus? Uh, fiindcă este o poziție de energie minimă, de optim energetic pentru corp, pentru recuperare energetică. Și este o poziție în care există o anumită încordare naturală în această, în această poziție și în care dacă te încordezi și mai tare, este foarte favorabilă relaxarea din acel. Uh, din acel moment, din acea postură. Deci, favorizează atât un anumit tip de încordare, cât și posibilitatea de a te desface, de a te relaxa foarte ușor. Fiindcă toate secvențele astea în care ne deschidem corpul corespund captării de energie. În momentul în care faci deschiderea corpului, într-un anumit ritm. Deci cu, cu o anumită viteză, să zicem, în acel moment corpul se umple de energie foarte bine. Trebuie să nu o faci prea lent, dar nici prea repede. Da. Și postura fetusului, împreună cu încordarea aferentă, îți permite acea viteză naturală de a-ți desface, de a-ți deschide corpul. Și pentru că toți am fost în această postură a fetusului timp de 9 luni, noi aproximativ, toți. Da, suntem, suntem obișnuiți cu ea și da. ea aduce o combinație între închidere și relaxare. Între uh, circuite închise de energie în care energia se recirculă în corp Corect. și relaxare. Deci este, este o postură. Care ne este foarte naturală și este o postură de recuperare. Da, ai deci, dreptate, de vindecare, da, corect. Da, deci de vindecare a energiilor, să zicem. Energetic, da. Da, sunt, sunt oameni care dorm în această postură a fetusului. Nu numai asta, dar știi bine, că, dar eu am văzut atâția care au probleme diferite. De la digestive la probleme de coloană, care se așează fără să le spună nimeni în, post, în poziția asta. Exact, fiindcă este poziție de recuperare și de recirculare energetică. Da. Bun. Ce mai ne spui despre secvența de mini-relaxare? Ce reguli de relaxare, de fapt, nu de mini-relaxare? Ce reguli putem să, să urmăm? Despre relaxare, da? Despre... Ce, sfaturi, ce sfaturi mai ai, din punctul tău de vedere și din punct de vedere al practicii yoga, adică experiența ta personală și a sistemului yoga? Păi aș spune că, uite, eu după fiecare relaxare pe care o fac, fie că este mini-relaxare învățată de la tine, fie că este altă modalitate, eu încerc să memorez această stare. Da. Încerc oarecum să o așez în memorie, știi, să Adică fiecare celulă, fiecare celulă să memoreze oarecum aceasta stare, știi? Da, Pentru corect. că oricând aș putea să am nevoie de puțină relaxare, de ce nu? Și mă refer la situații tensionate, atunci am cea mai mare nevoie. Da. Uh, acum nu știu dacă am practicat destul de mult această memorare sau... Uh, prea puțin, dar eu zic că ceva efecte sunt odată cu aplicarea acestei, știu eu, acestei adăugiri a relaxării. Dar până la o memora trebuie să ajungi într-o formă, știu eu, măcar intermediară de relaxare totală. Chiar dacă să zicem că total ar fi ceva ce poate că nu o să atingi. Că nu, nu, atingi, dar atingi un nivel foarte bun, probabil. Asta da. zic. Deci, da. oricând în corp ceva se încordează ca să funcționeze, măcar circularea sângelui și așa mai departe. Corect. Dar noi vorbim de mușchii de care există principal zonele importante, unde tinde energia să se modifice în funcție de ceea ce facem și nu într-un sens bun. În acelea putem să lucrăm și exact cum ai spus tu, dacă stau bine să mă gândesc, cam întotdeauna plec de la abdomen. Așa îmi vine de fiecare dată. De ce? Orice schimbare la nivel, de exemplu, știu eu, a intestinelor, da? Da. Orice schimbare de floră intestinală chiar, nu se întâmplă, într-un sens bun, nu se întâmplă fără o relaxare a abdomenului, de exemplu. Sau, îți mai dau, îți mai spun ceva. Absolut, probleme da. abdominale, adică de dezechilibru energetic pe stomac, tot ce mai este gastric, vine la pachet cu o încordare musculară la nivelul abdomenului. Deci, Dar întotdeauna am observat treaba asta. Da. Și Oregul. atunci, dându-mi seama și văzând aceste aspecte, observându-le, știu eu, s-a mai adăugat ceva importanță pentru mine, la acest nivel abdominal. Deci, în concluzie, orice modalitate de relaxare aș face, insist puțin mai mult la nivel abdominal. Da, foarte corect. Are legătură și cu ce spuneam noi mai devreme: că în momentul când suntem stresați, organismul tinde să închidă digestia și o închide din. Două puncte din plexul solar și din încordare în zona gâtului. Atunci când îți pierzi vocea. Exact. Și în momentul în care vei relaxa plexul solar, observ că ți se relaxează și zona uh, gâtului. Uh, acum cred că am putea să menționăm puțin și acest procedeu de uh, 3 minute. Uh, pe care l-am inovat, ca să zic așa, în urmă, în urmă cu, Dumnezeu știe câți ani, mulți, mini relaxarea. De vreo 8 ani îl știu eu. Nu știu, îl poate știi mai. tu de 8 ani de la mine, da, deci nu mai știu câți ani sunt. Uh, ideea este că durează 3 minute, se face de sus în jos pe grupele principale de de mușchi l-am descris în cartea mea terapia prin meditație în Exa. cartea pe care am publicat-o și chiar se poate face în 3 minute. Care e avantajul lui? Poți să-l faci oricând ai puțin timp, aștepți autobuzul în stație. Spre exemplu, da, sau ai ești în sala de așteptare la stomatolog. Și poate că ți este puțin teamă, te simți puțin încordat, că nu știi dacă te va durea ceea ce o să-ți facă. Și în acel moment merge o, o mini relaxare. Și cu asta mi-am adus aminte o treabă foarte drăguță. Acum vreo, cred că 15 ani, lucram cu o, cu o doamnă care îmi spunea că are teamă de metrou. Este mai, mai des întâlnită decât te aștepta, fiindcă sunt vibrațiile acelea din metrou, este mediul cu lumină nenaturală, senzația da. de claustrofobie pe scările, scările rulante, faptul că intri într-un subsol și așa mai departe. Deci sunt tot felul de trigăre pentru stări anxioase. Și i-am propus. Să facă un, un lucru. I-am făcut o înregistrare cu vocea mea, cu această mini relaxare, și am spus să-și o pună pe telefonul mobil, cu căștile în urechi, și să facă această secvență în metro. Astăzi este mai simplu că am făcut acea aplicație gratuită de, de Android, terapia prin meditație, care însoțește cartea. Și poți să să-ți pui de acolo direct, nu ai nevoie de înregistrare. Dar ce s-a întâmplat, ceea ce este foarte drăguț, că își punea căștile de cum intra în metrou, de sus, de pe, de pe trotuar. Și asculta, își făcuse o înregistrare în care se repeta una după alta, mini-relaxarea. Și făcea această mini-relaxare de când intra în metrou până când ieșea. Inclusiv spunea că reușea să se relaxeze puțin și în mers. Și învățase să facă și un mers relaxat când era în metrou. Ce crezi că s-a întâmplat după câteva luni? Așteptăm senza rezolvarea. Senzația inversă. Intra în metrou, intervenea senzația de relaxare, chiar dacă nu mai avea căștile. S-a creat... S-a creat reflexul bun. Da. Reflexul invers. Dar asta este când ai perseverență, fiindcă uh, cred că este singurul dezavantaj, ca să zicem așa în ghilimele, în aceste practici, faptul că necesită foarte multă perseverență. Nu nu poți să înveți perfect de la început și trebuie să fii perseverent să faci în fiecare zi în fiecare zi până când până când înveți. În rest uh, limita e cerul, cum zic americanii, adică nu există efecte secundare cunoscute Efectele benefice sunt extraordinar de bune și așa mai departe. Da, este necesară repetiția pentru că este exact ca un hard goal sau ca o unitate de memorie, Goală care cer... sau pe care e scris altceva, ceva, negativ. Asta e și mai și da, adică tu timp de ani, ani, ani de zile ai făcut, ai practicat un obicei care te-a dus aici și acum. Ai programe de teamă, ai programe de încordare, ai programe de furie, ai programe de frustrare și cum relaxarea fizică, relaxarea mușchilor are legătură cu destinderea emoțională, tu poți ajunge să ștergi o parte din aceste programe, o mare parte sau chiar pe unele să le ștergi total, dacă tot insiști cu, cu această cu această practică. Interesant e următorul lucru, că dacă cineva face, să zicem, de două ori pe zi acest procedeu mini-relaxarea, ajunge să facă de peste 700 de ori pe an. Absolut. Exercițiu. Păi asta înseamnă ceva, că eu cred că după ce ai făcut de 700 și ceva de ori un lucru, îl stăpânești foarte bine. În momentul în care îl stăpânești foarte bine, devine foarte eficient. Da. Este, adică să nu fim așa limitați să credem că doar prin repetiție se poate învăța. Prin repetiție și practică se poate învăța ceva foarte bine, sănătos, așezat, ceva rămâne al tău. Așa până când vor apărea 5-10 punți neuronale artificiale să ți încarce un program cum era în filme cunoscute. Da, 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 exact. Mai, probabil că va mai dura. Dar și așa, chiar așa fiind și existând acum, tot aș recomanda practic. Practica, practica relaxării este extraordinar de bună. Da. Uh, Uitam am cules din studii științifice beneficiile care apar cel mai frecvent în studii, de la uh, practica relaxării. Vreau să spun și online, deci pe Te rog. Fără relaxare nu apare vindecare. La, la tine. Mecanismele deci... de autovindecare energetică da, ale de corpului de nu funcționează când ești încordat. Și așa e natural, adică nu e vreun blocaj. Pur și simplu. Atunci nu, când așa e... funcționăm. Da, așa când ești sub presiune, ai nevoie de cu totul alte energii ca să ieși de acolo, ca să te rezolvi și așa mai departe. Sau s-ar putea să nu ieși, să nu rezolvi, dacă ești foarte încordat. Da, deci avem nevoie până una alta, chiar, cred că până la final, de relaxare. Cu siguranță, încordarea mai are legătură cu ceva, din punct de vedere emoțional, cu atașamentul. Subie greu. E un subiect greu, dar este interesantă legătura între ele, fiindcă în momentul în care devii atașat de rezultatul unei acțiuni pe care uh, o întreprinzi, în acel moment în corp intervin micro-încordări. Da, Sunt Mi foarte ușor de detectat, da, Exact. micro pe parcursul timpului, se măresc, devin macro -încordări și începi să ai încordări pe zone extinse din corp. Senzația nu este perceptibilă fiindcă ești atât de încordat încât nu te gândești la asta, dar atunci când faci așa cum spuneai tu mai devreme, adică începi să-ți duci atenția prin corp, pentru prima dată, să zicem, o să observi cât de încordat erai. Da. De fapt, ție ți se pare că n-ai nimic. Deci, invit pe cei care nu, nu ne cred cu această afirmație să încerce orice exercițiu de relaxare. Ghidat, cu căștile în urechi, neghidat, după un text, după propria dorință, pe propriul parcurs, în corp și așa mai departe. De fiecare dată, când nu ai făcut de mult timp relaxare, observe același lucru. Cât de încordat ai ajuns? Cât de multă încordare cumulezi în corp și cât de multă încordare cumulezi în minte, fiindcă corpul este foarte legat cu, cu mintea. Nu degeaba se spune minte sănătoasă în corp sănătos. Eu aș spune minte relaxată în corp relaxat. Nu știm noi de la Shivananda, Soami, oare ce da. este corpul cu organele lui altceva decât minte? Da, substanță mentală, cum. Cum, cum spunea și Vananda și Vananda marele maestru de yoga și meditație indian da, și maestrul lui Mircea Eliade și da, Vananda da. a fost putem să spunem treaba asta că nu este un secret marele uh, scriitor uh, și istoric al religiilor Mircea Eliade a învățat meditația de la Swami și Vananda. Da el a învățat aceste Adică a explorat această lume de practici de origine hindusă și a rămas vrăjit de, de aceste lucruri. Da. L-a practicat toată viața până la urmă și chiar spunea într-un interviu fiind în vârstă. Că datorează mare parte din creativitatea fantastică pe care a avut-o pe parcursul vieții, practicării sistemului yoga și uh, meditației. Da. Uh, Mi-aduc aminte că într-una din cărțile lui scria des despre Swami și Vananda și scria ce mare plăcere le făcea să se ducă în fiecare seară să bea câte o ceașcă de cacao împreună. Ei. Cum să nu ai plăcere doar normal, nu? Adică, când, când stai de vorbă cu un maestru, da, este, da. Da, este da. o plăcere care nu se uită. Da, da revenim la ce, ce spune știința. Beneficiile da. relaxării, efect protector asupra inimii, scade nivelul de inflamație din organism scade riscul de a contacta răceli sau viroze. Ne ajută să avem o memorie mai bună. Apropo, o prietenă m-a rugat să lucrez cu băiatul ei care era pe vremea aceea student la Psihologie în anul 3 și a avut un an mai greu cu foarte multe lucruri pe care încerca să le memoreze și mă întreba cum să facă uh, să uh, memoreze mai mult, și dacă nu cumva să se ducă la un medic să-i recomandă un medicament pentru memorie. Și asta m-a făcut să râd, și i-am spus că e cam devreme la 22 de ani sau cât avea el să, să caute medicamente de memorie și mai bine învață să se relaxeze. Da. Adevărul e că n-a vrut. Am vărsat, hmm. da. Deci a a a bypassat toată treaba asta. A picat o grămadă de examene și m-a căutat înainte de sesiunea de toamnă să l învăț să se relaxeze. Deci cam asta este, adică te aștepți -a ca a luat, a, luat a luat examenele în toamnă, da. Te aștepți ca uh, un tânăr să fie deschis la minte și nu, nu e valabil în general, nici nu. pentru noi nu e valabil în general. Nu, avem nu. momente când putem să deschidem ochii asupra unor lucruri, și avem momente când nu suntem capabili să facem acest lucru. Da, avem bine cuvântarea să deschidem ochii câteodată, că în rest, știi cum e, nici nu gândești la ce nu te gândești, că nu te gândești, nu știi că e acolo. Corect. În orice caz, respectivul tânăr este acum psihoterapeut și practică relaxarea, învață și pe alții să o facă. Deci da. uite unde ne duce, ne duce viața. Eu, eu cred că ar trebui să mai puntești ceva, acum mă țin de vreo 10 minute și Te rog, să ne scape. Deci această relaxare despre care vorbim noi nu este o relaxare um, eminamente musculară, cu o stare de bine ce vine din relaxarea musculaturii. Pentru că este mult mai mult. De ce? Am tot adus memoria în discuție. Mușchiul are propria memorie de un anumit tip. Știi cum sunt memoriile noastre, calculatoarele ROM, EPROM și așa mai departe. Sau da. cum e memoria metalelor, știi că există metale care dacă le deformezi și le încălzești la anumită temperatură, no. și revin la forma inițială sau aproape exact. de forma inițială. Exact. exact. Și de ce este nevoie de repetiție? Este foarte simplu. Uh, un blocaj a apărut în, într-o anumită zona mușchi, într-un anumit mușchi, da? Da, da. Tu nu o să poți să ștergi sau să respi informația aceea de blocaj după o singură practică. 99% din cazuri. Și atunci de-aia este nevoie să speli mai multe ape pe acea zonă ca să intervine relaxarea. Relaxarea însemnând, mm -hmm. poate, și o memorie goală la final. Ceea ce e perfect. E adică, minunată nu neapărat să scrii informații de relaxare acolo. Deci da, de asta plăcut. zic, noi vorbim despre o relaxare uh, holistică, nu știu dacă sună bine ce zic eu aici. Hai, hai, să zicem că este și deblocarea meridianelor de energie în acest proces. Gândește-te că acele meridiane care sunt în planșele de acupunctură, da? Da. Trec imediat pe sub suprafața pielii. Da, asta vreau să spun. Deci tu nu știi cu mintea să dai, să zici, deci din zona, din gamba dreaptă, vreau să relaxez, ce știu pielea, nu, doar musculatura fină sau doar musculatura striată sau ce știu vreun tendon. Tu nu poți să intri în asemenea nu, detalii, nu că nu, nu. nu mai faci relaxare, știi? Da. Și atunci, oarecum, nici că mai vorbeam de control... Tu dai cu intenția știi, relaxare pentru că tu cunoști uh, noțiunea de relaxare, dar cu adevărat ce se întâmplă acolo nu e în controlul tău. Păi nu, astea sunt mecanismele de relaxare ale corpului, dar așa cum da. ai dat tu foarte bine exemplu cu memoria de calculator pe care ai suprascris programul de încordare, tu trebuie să vii în fiecare zi și să ștergi câte puțin din acest program până când rămâne programul de relaxare. Exact, până să vor produce schimbări și la nivelul creierului, la nivelul neuronilor. Exact, să schimb traseele neuronale de pe Absolut. scoarța cerebrală. Absolut, și da. să te înveți să să fii relaxat. Uite, Crede spre... am văzut, am văzut musculatură încordată, că exact cum e masa asta pe care țin eu mâna acum. Și da. am văzut o peste la finalul, ce știu, după 4-5 săptămâni, atât de, de, de relaxată și moale și exact ce trebuie, știi? Aproape pe, că se schimbase și culoarea pielii în zona respectivă. Pe ce frecvență, cât de des a practicat persoana respectivă relaxarea, procedeul de relaxare? De mai mult de trei ori pe săptămână, nu chiar în fiecare zi. Excelent! Dar deci pentru excellent. cineva care făcea prima dată, Da, da. foarte bine nu aveam nicio așteptare, nu mai așteptam să facă zi de zi și nu s-a întâmplat așa. Dar a fost mult până a prins gust știi? și a văzut că e ceva și mai ales că e ceva pe care nu dă niciun bani în interior, nu pierde timpul, nu se duce nicăieri, oriunde ar fi, poate să o fac. Și mine relaxarea ta sau, mă rog, cea pe care tu ai pus-o într-o formă, da, acea relaxare, pe noi spunem mini-relaxare. Din ce am experimentat eu până acum, mi se pare cea mai simplă modalitate de a o practica, mai ales că dacă o faci de 3-4 ori, te aruncă și într-o stare de, de Da, spre meditație, ușor... că meditația este până la urmă un gen de relaxare a minții. Da. Și momentul în care relaxezi corpul, relaxez și și mintea. De asta, de asta relaxarea ne menține în formă psihică bună și de asta relaxarea ne ajută să ne menținem tineri. Uite am, iarăși mi-aduc aminte. Lucram cu o doamnă care este solistă de muzică cunoscută, în, bine cunoscută în România. Și care folosea, dinainte să o cunosc, folosea un procedeu de relaxare al mușchilor facial pentru ten. Deci pentru, pentru luminozitatea tenului, pentru a scăpa de riduri și așa mai departe. Și nu mi-am mi permis să o întreb vârsta, dar am dat peste uh, informații despre dânsa în Wikipedia la un moment dat și uh, eu crezusem că este cu 15 ani mai tânără. Deci când am văzut uh, vârsta reală, nu nu mi-a venit să cred că poate să arate atât de bine. Deci asta, asta este practica tine. practica da. relaxării. Da, da, adică adică să nu fim înțelegi că devii din nou bebeluș la față, dar ideea este că rescrii ceea ce poți, pentru că ce e genetic, oarecum nu, nu o să schimb. După nu, nu pot să schimb cu totul, evident. Da. 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 Dar se, este, așa cum spuneai tu, că s-a schimbat culoarea pielii la acel domn cu care lucrai, da, da? Da, absolut. și la ten, și la zona feței, efectul este vizibil. Deci, după câteva zile de mini-relaxare, deja începe să se, să se vadă tenul mai, mai luminos. Mă întrebai tu la început ce am simțit când am făcut relaxare prima dată. Mi-am ce am simțit când am făcut mini-relaxare. De exemplu, aici în jurul ochilor, de de expresie. Da. Niciodată nu-ți dai seama că ești încordat aici. Dar în momentul în care vrei să relaxezi zona, îți dai seama că se detensionează, știi? Corect. Se simte foarte ușor. Și da. chiar invit da. pe cine vrea să încerce să închidă ochii minus și să vadă cum... Să, da, încerce da, da. să relaxeze zona din jurul ochilor și imediat să da. se simte sau pur și simplu o experiență foarte frumoasă și cu asta îți propun să încheiem dacă vrei să te relaxezi pur și simplu să stai 10 minute cu ochi închiși atât, chiar dacă te miști prin casă cu atenție, fără să te lovești 10 minute să stai cu ochi închiși că îți stai acel acces la uh, informațiile vizuale care îți pot aduce stres deci doar acest lucru induce un anumit, un anumit grad de, de relaxare. Așa că invităm telespectatorii noștri să, să încerce să experimenteze, o să fie foarte plăcut și cu, cu rezultate foarte bune. Și ca o concluzie, dăm voi te rog, relaxarea nu este un lux, nu este un moft, nu este ceva pe care să un lucru pe care să-l faci când vei avea timp, nu. Relaxarea merită a fi încercată, practicată ori, ori de câte ori. Corect. Mulțumesc, Octavian, foarte bună uh, idee. Uh, trebuie să înțelegem că este o necesitate în, în da. condițiile noastre de viață. Încă o dată îți mulțumesc pentru participare... Așa. Octavian, ne, să ne revedem cu cu bine. Dragi telespectatori și dragi prieteni buni ai noștri, vă dorim să aveți zile frumoase și să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare la aceeași zi, aceeași oră la emisiunea Formula stării de bine.